Consilierul Partidului România Mare de la Ionești, Alexandru Dina, va fi exclus din PRM după ce acesta a votat pentru demiterea colegului său de partid, viceprimarul Adrian Burneci. Deci noi avem într-o localitate, și o să vă spune domnul Lemnaru, un ales local care votează pentru a schimba viceprimarul PRM-ului din funcție. Noi l-am dat afară și ni s-a cerut de la birou permanent să vedem dacă mai avem cazuri de acest fel prin filiale locale, să facem propuneri urgente pentru a fi dați afară din partid. Alexandru Dina susține că a votat împotriva colegului său de partid din cauza faptului că între cei doi există neînțelegeri mai vechi și nu a făcut nimeni presiune asupra sa, așa cum sugerează șefii săi de partid. Da, da, vera, am votat. Ce părere aveți despre faptul că veți fi exclus? Îmi pare rău, dar treaba să îmbunătățește imaginea partidului. Ați fost obligat de domnul primar? Nu, în niciun caz de primar, nu. A fost opțiunea dumneavoastră? A fost conflictul între mine și viceprimarul. Cei care au dat startul demiterilor de viceprimar din județul Gorj sunt consilierii de la Târgu Cărbunești. Chiar la sfârșitul anului trecut, aceștia au decis schimbarea lui Ion Fugaru din funcția de viceprimar.